Lech Kaczyński, președintele Republicii Polone. Maria Kaczyńska, soția președintelui Republicii Polone. Ryszard Kaczorowski, fostul președinte al Republicii Polone în exil. Deși a întârziat mai bine de 10 minute la evenimentul organizat de Ambasada Poloniei în Moldova, discursul ambasadorului Bogumil Luft se pare nu l-a interesat prea mult pe primarul Dorin Chertoacă. Mulțumesc, domnule primar, și prin dumneavoastră mulțumesc tuturor celor care au hotărât ca această stradă dedicată literaturii polonei. Am simțit că acest loc se poate fi un loc de prezență poloneză. Și astăzi este o zi tristă în istoria omenirii. Ne-a lovit pe toți. Ne-a lovit pentru că, pe lângă faptul că a fost un eveniment tragic, a fost și un eveniment nedrept. Strada Sprâncenoaia din sectorul centru al capitalei a fost redenumită în memoria lui Lech Kaczyński acum un an. Avionul cu peste 90 de persoane la bord, printre care și soții Kaczyński, s-a prăbușit pe 10 aprilie în apropiere de aeroportul Smolensk din Rusia.